adunarea fraților tineri. Anul ăsta, însă, pentru că avem ceva inedit, ceva deosebit, va fi un concert de cântări care va avea loc la sala Dalia. N-am vrut să renunțăm la adunarea de tineret și am programat-o mai devreme. Să vede treaba că frații au ajuns mai puțin între frații tineri, cei care erau chemați să sprijine și să formeze adunarea aceasta de tineret. Mai avea o oră până la vremea când trebuie toți să ne deplasăm spre sala Dalia în centru. Până atunci, nu putem cânta cântare după cântare. Așa că, cred că bine este să ne ridicăm și dintre frățile voastre, dintre tineri, care sunt din zona Galați, din zona Sucevei, din cele, vă face o rugăciune, un frate tânăr și o soră, să nu ne fie rușine. Și după aceea vom mai cânta, dacă va fi un cuvânt, va avea loc și un cuvânt, și după aceea ne vom despărți și vom merge spre sala Dalia. Vom anunța când va fi timpul cel mai bine. Cântăm împreună Tatăl nostru și după aceea. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate, că Te ne dăruiești, Doamne,
și pentru că te-ai răsit de pentru noi și ne-ai iertat de nepăcatele noastre. Îți mulțumim frumos, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru faza și ocrotirea ta față de noi pe care o ai pururea, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea cea mare, Doamne. Îți mulțumim frumos. Doamne, te rugăm frumos și în această după amiază, Doamne. Coboară-te în mijlocul acestei strângeri, Doamne, și ajută-ne ca tot ce vom face să fie spre slava numelui Tău, Doamne. Și ajută-ne ca să putem să ne aducem aminte de înaintașii noștri, Doamne, și să putem să luăm aminte pentru a învăța ceva de la ei, Doamne. Și această strângere să nu fie spre judecata noastră, Doamne, ajută-ne, te rugăm frumos. Te rugăm, Doamne, ajută-ne ca tot programul, Doamne, să fie spre slava numelui Tău. Și cei care vor veni, Doamne, și vor vedea, să poată să vadă că aceasta este oasa Domnului, Doamne, și să se întoarcă și ei la Tine. Te rugăm frumos, Doamne. Ajută-ne ca prin tot ce vom face să putem să fim o lumină pentru sângele noștri, pentru a se întoarce și ei la Tine și a fi o turmă și un păstor. Te rugăm frumos să ajută-ne, Doamne. Te rugăm, Doamne, ajută și pe cei pe care încă sunt pe drumul, Doamne, și se îndreaptă spre acest loc. Ajută, Doamne, păzește Tu și o plătește ca să poată ajunge cu bine aici, pentru a fi starea și bucuria noastră de plină. Te rugăm frumos, Doamne. Te rugăm, răsplătește și Părintele Iosif acolo, în ceruri, pentru toată jertfa pe care a depus-o El, pentru a ne bucura noi astăzi. Te rugăm frumos, Doamne. Ajută-ne ca pe mai departe să putem să ne facem și noi vrednici pentru a duce mai departe această sfântă lucrare a Ta și să nu facem de rușine numele Tău cel Sfânt. Te rugăm frumos. Mâna Ta ne credință și mai departe și pentru rugăciunile mari tale, cele tuturor Sfinților, Doamne, să Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-ne și ne împlinește și pe noi. Amin. Ajută-mi, Doamne!